În numele Domnului Iisus, deschidem serviciul divin cu imnul 320 din cărțile noi, obosit și înfrânt de cale lungă. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele și meritele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru invitația pe care ne-o faci să venim la tine. Îți mulțumim că tu ești prietenul nostru cel mai bun. Tu ești fratele nostru, tu ești Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Și îți mulțumim că ne inviți mereu să venim la tine. Îți mulțumim că tu ai chemat toată lumea să vină la tine, toți cei trudiți și împovărați, printre care suntem și noi trudiți și împovărați de poverile noastre zilnice. Și îți mulțumim că la sfârșit de săptămână și la începutul sabatului tău cel sfânt suntem înaintea ta, în prezența ta, la un popas cu tine, împreună, ca să ne vorbești, să ne spui ce avem nevoie.
îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim că ne pregătești calea pentru ca să putem învăța de la tine, din cuvânt și din sfaturile tale. Te rugăm să binecuvintezi solul tău, solia care este pregătită, și pregătește inimile noastre să primească solia ca direct de la tine. Binecuvintează pe toți care am venit să ne închinăm și să ne bucurăm înaintea ta. Binecuvintează pe cei ce n-au putut să vină sau care sunt pe cale spre casa de rugăciune. Îți mulțumim că ne asculți și ne iubești. În numele și meritele Domnului te-am rugat. Amin. Amin. Pacea Domnului, sabat binecuvântat. În bisericile engleze este obiceiul să se pună întrebarea: ce fac sfinții? Și tot așa aș vrea ca să vă întreb, ce fac sfinții din Loma Linda? Din Biserica Română. Mă bucur să vă aud. Mă bucur din toată inima că am privilegiul ca să petrec ora aceasta cu dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc conducerii bisericii pentru invitație și fratele Mihai pentru chemarea, pentru telefonul pe care mi l-a dat ca să mă invite să mă întrebe dacă pot ca să fiu cu dumneavoastră în seara aceasta. Ocazia este oferită de graduarea fetei noastre, Cezarina, pe care o cunoașteți, probabil că cei mai mulți o cunoașteți. Și aș vrea să folosesc ocazia aceasta să mulțumesc bisericii pentru faptul că ați îmbrățișat-o, ați primit-o în mijlocul dumneavoastră, i-ați dat ocazie să slujească Domnului în funcțiile pe care le-ați acordat. Pentru că ați făcut-o fiica dumneavoastră pentru acești 3 ani. A fost departe de noi, dar ne bucurăm că a putut ca să fie în mijlocul frățietății române. Oricât de mult am fi ocupați de nevoile vieții acesteia, printre oamenii aceștia printre care trăim, tot mai bine te simți când știi că ești în mijlocul celor de aceeași limbă, de aceeași națiune, de aceeași cultură, de aceeași cultură religioasă, de aceeași tradiție bisericească, și ne bucurăm din toată inima că ați fost aici pentru ea și a putut ca să găsească un locaș de unde să crească, unde să primească hrană spirituală, și ne bucurăm din toată inima pentru toate acestea. În programul ei am înțeles că i-ați oferit biserica să aibă graduation party aici la dumneavoastră, și dorim să vă mulțumim din toată inima pentru lucrul acesta. Și este o mică schimbare în program. Trebuia să înceapă la 2:30, dar s-a hotărât să înceapă la 1:30. Și cei care aveau un plan ca să vină la sărbarea ei de graduare,
am vrut să știți că este 1,5 în loc de 2,5. Când am primit invitația ca să vorbesc în seara aceasta din Cuvântul Domnului, m-am gândit ce aș putea ca să împărtășesc cu dumneavoastră. M-am gândit la diferite subiecte, am schimbat subiectul de 2 ori până am ajuns la subiectul despre care doresc ca să îl împărtășim în seara aceasta. M-am gândit să vorbesc despre problemele vieții spirituale din biserica dumneavoastră, dar nu vă cunosc comunitatea, nu vă cunosc problemele și pastorul comunității dumneavoastră și prezbiterii comunității sunt mai bine calificați ca să vorbească despre lucrurile acelea. M-am gândit să vorbesc despre un subiect de doctrină, dar vine seara după o săptămână de alergare, de trudă, de muncă, poate că un subiect de felul acesta este mai greu de digerat. Și m-am gândit că cel mai potrivit cuvânt pentru ora aceasta, după o săptămână întreagă, este să vorbesc despre subiectul cel mai important din Biblie, despre bunătatea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre mângâierea lui Dumnezeu, Dumnezeul mângâierii. Probabil că mai mult sau mai puțin toți avem nevoie de subiectul acesta. Aș vrea să vă invit ca să deschideți Biblia în a doua carte către Corinteni, în capitolul 1, 2 Corinteni, capitolul 1, și am să citesc începând cu versetul 3. 2 Corinteni 1, începând cu versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte de belșug de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Dumnezeul mângâierii. Expresia aceasta este folosită numai în locul acesta, în Noul Testament. Dumnezeul oricărei mângâieri, Dumnezeul mângâierii. Este o expresie frumoasă care îl descrie pe Dumnezeu ca un Dumnezeu, ca un tată îndurător, ca un Dumnezeu mângâietor. Potrivit cu comentariul Bisericii Adventiste, el este izvorul din care toate mângâierile își au punctul de plecare. Este originea tuturor mângâierilor. Îndurare, mângâiere, exprimă ceva mai mult decât binevoință, mai mult decât bunătate. Dumnezeu este bun cu toți, dar este milostiv și mângâietor cu aceia care sunt loviți de păcat și au nevoie de iertare.
un Dumnezeu mânghietor își exprimă calitatea aceasta în mod special față de aceia care suferă, în special de suferința păcatului. Dumnezeu este bun cu toți. Este milostiv și mângâietor cu aceia care sunt loviți de păcat și au nevoie de iertare. Este cineva prezent în seara aceasta care are nevoie de iertare? Înseamnă că fiecare dintre noi avem nevoie de mângâierea lui Dumnezeu. Îndurările și mângâierile sunt o descoperire a însăși natura și caracterul lui Dumnezeu. Îndurările și mângâierile sunt caracteristicile inimii lui Dumnezeu. Ele reprezintă adevărata glorie a lui Dumnezeu. După marea tragedie de la Sinai, după ce poporul a comis marele păcat al idolatriei, după ce s-a închinat vițelului de aur și au rupt legământul care doar fusese întemeiat cu Israel, Dumnezeu vine la Moise și îl cheamă din nou ca să ia alte două table și să se urce pe munte și Dumnezeu să scrie din nou cele 10 porunci. Dar înainte de lucrul acesta, Moise încearcă să-i câștige inima lui Dumnezeu. Încearcă să-i câștige bunătatea lui Dumnezeu, să-l întoarcă pe Dumnezeu înapoi la Israel, care era într-o stare de totală mizerie spirituală și din toate punctele de vedere, din cauza că au păcătuit și din cauza că Dumnezeu era nesatisfăcut, trist din cauza păcatului lor. Și interesant că Moise îi cere lui Dumnezeu să-i arate gloria lui. Dar Moise a avut în vedere ca Dumnezeu să-i arate gloria lui fizică. Și Dumnezeu îi arată o altă glorie lui Moise. Și în Exodul, în cartea Exodului, în capitolul 33-34, avem descrierea acestui eveniment și îmi face bucurie să citesc pasajul acesta, pentru că aici îl găsim pe Dumnezeu în adevărata lui frumusețe, în adevărata lui calitate. În 34, versetul 21, Domnul îi zice: iată un loc lângă mine și vei sta pe stâncă, și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Dumnezeu are două dimensiuni al slavei. Este slava... Exodul 33 cu 21 și 22. Dumnezeu are dimensiunea slavei fizice. Slavă înseamnă strălucire. O strălucire de care nimeni nu se poate apropia, după cum spune Biblia. Și are slava caracterului lui. Și Dumnezeu îi acoperă ochii lui Moise, îl acoperă în stâncă, pentru ca el să nu vadă slava fizică, deoarece aceasta l-ar fi omorât, dar în schimb îi descoperă slava caracterului său. Și în capitolul 34, începând cu versetul 5,
citim, Domnul s-a pogărât într-un nor, a stătut acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Imaginați-vă scena aceasta. Dumnezeul creator, Dumnezeul acesta care ține în mână tot universul acesta, care este potrivit cu toate cunoștințele de astronomie pe care le avem astăzi, putem să spunem că în cuvinte omenești este fără limită. Și Dumnezeul acesta se așează acolo pe munte și, după cum zice aici, a venit și a stat acolo lângă el și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților și în copii și în copiii copilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Un Dumnezeu al bunătății, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu milos, un Dumnezeu care poate să stea lângă Moise, un Dumnezeu care poate să stea lângă dumneavoastră, un Dumnezeu care poate să stea lângă noi, lângă fiecare în parte. Un Dumnezeu care și-a ascuns gloria și a venit în persoana Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, ca să fie Dumnezeu cu noi. Dumnezeu se descoperă ca un Dumnezeu milos, îndurător, iertător, un Dumnezeu mângâietor. În Isaia, capitolul 40, versetul 1, este un verset atât de frumos care strigă, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Un Dumnezeu al mângâierii. Mângâiați pe poporul meu. În Isaia 49, versetul 13, cuvântul scrie, bucurați-vă ceruri, veselește-te pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Și Domnul răspunde, versetul 15, poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelei ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Poate o mamă să-și uite pe copilul pe care îl alăptează? Dar chiar dacă lucrul acesta s-ar întâmpla, deci există posibilitatea aceasta, ca o mamă să-și uite copilul pe care îl alăptează. Și în societatea în care trăim sunt multe exemple de felul acesta. Dar Dumnezeu îl asigură pe poporul său, Dumnezeu te asigură pe tine și mă asigură pe mine că Dumnezeu nu ne poate uita. Dumnezeu folosește exemple omenești ca să-și descrie bunătatea. Și în Isaia 66, versetele 13 și 14, este un pasaj atât de frumos. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu. Da, veți fi mângâiați în Ierusalim. Și când veți vedea aceste lucruri, inima vi se va bucura și oasele voastre vor prinde putere ca iarba.
Domnul își va arăta astfel puterea față de robii săi, dar va face pe vrăjmașii lui să-i simtă mânia. Cum mângâie pe cineva mama sa? Dar ce înseamnă să mânghii? Care este conținutul expresiei ori noțiunii de mângâiere? Potrivit cu versetul acesta, se pare că cel mai calificate ca să descrie ce înseamnă mângâiere sunt mamele. Mamele trebuie să știe cel mai bine ce înseamnă a mângâia și cum se produce mângâierea. Avem vreo imagine în minte de cum mângâierea ia loc în societatea umană? Ați mângâiat vreodată pe cineva? Ați fost mângâiați vreodată de cineva? Când are omul nevoie de mânghiere? Mi-aduc aminte în copilărie cea mai dulce formă de mânghiere pe care copiii o primeau de la mame când îi durea ceva, când se loveau, când mama punea copilul pe genunchi și îl mângâia pe cap și spunea cuvinte frumoase și parcă îți lua durerea. Ați avut vreodată ocazia să faceți experiența aceasta? Înțelegem ce înseamnă mânghiere? Mânghiere e un concept atât de frumos. Și ce frumos că Dumnezeul Creator, Dumnezeul acesta care are puterea să cheme în existență galaxii, vine și se descoperă nouă, se prezintă nouă în calitatea aceasta. Îl puteți imagina pe Dumnezeu că vă poate pune pe genunchiul lui și să spună: copilul meu, băiatul meu, fiica mea, eu sunt aici pentru tine. Știu că te doare, dar primește mângâierea mea. Putem să-i simțim mâna lui Dumnezeu alinând durerile noastre, alinând suferințele noastre? Cum se prezintă Dumnezeul lui Israel? Care este chemarea lui Dumnezeu către profet? Mângâiați! Mângâiați pe poporul meu! Mângâiați pe poporul meu din Biserica Română Adventistă de ziua șaptea din Loma Linda. Dumnezeu vrea să ne mângâie pe fiecare în parte. Simțim nevoia acestei mânghieri? În Ioan 14:1-3, Domnul Iisus Hristos, după ce le-a spus la ucenici că El o să fie bătut, o să fie omorât, o să treacă prin toate lucrurile acestea, ucenicilor li s-a întristat inima. Și Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeul milei, Dumnezeul îndurerii, nu i-a lăsat în întristare. Și avem pasajul acesta frumos care putem să-l spunem chiar din memorie, dar aș vrea ca să deschidem Biblia și să-l citim din Biblie. Ioan 14:1-3. Domnul Iisus Hristos, simțind tristețea, durerea ucenicilor, le spune cuvintele acestea frumoase: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine.
În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și dacă și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos s-a dus la cer de multă vreme. Când am venit în biserică, eu am fost ortodox, am crescut în familie de ortodox și am venit în biserică la vârsta de teenager. Când am ajuns ca să înțeleg Biblia și planul de mântuire și învățătura despre a doua venire, mă gândeam, priveam la vremea aceea, se petrecea prin 69-70 și credeam că prin 1985 Domnul Hristos va veni înapoi. A venit 85, a venit 2000, a venit 2016 și încă suntem pe pământul acesta. Cu ce ne mângâiem sufletele? În așteptarea noastră. Cu ce ne mângâiem inimile? Unde? Unde putem să ne găsim mângâiere și bucurie? În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 4, în capitolul fericirilor, Domnul Hristos le spune ascultătorilor săi un motiv de mângâiere. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Biblia vorbește mult despre mângâiere. De obicei, suntem tentați să vorbim de judecată și știm că există o judecată. Nu se poate nega, nu se poate diminua. Este acolo. Dumnezeu își are planul său. Dar nevoia noastră cea mai mare pe pământul acesta, până la venirea Domnului Iisus Hristos, ca copii ai Săi, ca cei care trăim pe pământul acesta privind către venirea Domnului Iisus Hristos, nevoia cea mai mare este nevoia de mângâiere. Călătoria noastră pe pământul acesta e o călătorie grea. Și în drumul acesta pe care noi mergem, avem nevoie de cunoștința tuturor celorlalte învățături ale Bibliei. Dar în lupta aceasta, nevoia cea mai mare este nevoia de asigurarea prezenței, dragostei, bunătății, mângâierii lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Este adevărat că făgăduința aceasta are în vedere orice fel de plâns. Plângi pentru că te doare, plângi pentru că ai avut un necaz, dar plânsul despre care Domnul Iisus Hristos vorbește aici este plânsul sufletului pentru durerea păcatului. Toți aceia care privesc înăuntru și își văd condiția spirituală și plâng pentru păcatul lor, aceștia, în mod special, vor fi mângâiați.
Dragii mei, puteți să primiți mânghiere în seara aceasta. Dumnezeu a murit pe crucea de pe Golgota ca să ne dea mântuirea. Acum suntem în progresul acesta către împărăția lui Dumnezeu. Suntem încă pe drum. Și pentru că suntem încă pe drum, avem nevoie de mâna lui Dumnezeu ca să ne ia, să ne ridice, să ne întărească, să ne încurajeze și să ne ducă acolo unde dorește El ca să ajungem. Am un citat din cugetări despre Muntele Fericirilor. Am să-l reduc din cauza timpului și zice: când El lasă să vină încercări și greutăți, face aceasta pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Dacă suferința este primită în credință, încercarea care pare așa de amară și greu de suportat se va dovedi o binecuvântare. Lovitura nemiloasă care vestejește bucuriile de pe pământ va fi mijlocul de a ne întoarce privirile spre ceruri. Cât de multe ori sunt aceia care nu L-ar fi cunoscut niciodată pe Iisus dacă întristarea nu I-ar fi făcut să caute mânghiere în El. În ce căutați mânghiere? Suntem foarte ocupați pe pământul acesta. Mă uit la viața noastră ca familie. Suntem atât de ocupați. Am 3 biserici în New Jersey. De la una la alta, de colo-colo, tot felul de programe, de vizite, oamenii se îmbolnăvesc. Chiar astăzi am primit veste despre o persoană care a fost născută în biserică, a crescut în familie de credincioși, dar a plecat de la Dumnezeu. Acum se întoarce înapoi. Este într-o stare de sănătate teribilă. L-am lăsat în spital și acum am primit veste că nu se simte foarte bine. Vreo lună în urmă a avut o operație, acum trebuia să mai aibă o operație. Este o viață foarte ocupată. Sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră sunteți la fel de ocupați. Unde ne găsim mânghierea? Biblia ne spune că Dumnezeu este Dumnezeul mânghierii. Căutăm noi mânghierea în Dumnezeu? Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mânghieri. Dacă există vreo mânghiere de care avem nevoie, Dumnezeu, Tatăl, este sursa oricărei mânghieri, indiferent de nevoile noastre. Dumnezeu are o mânghiere pentru fiecare dintre noi. Dar cum putem ajunge la mânghierea aceasta divină? În Roman 15:4, 5, 6 și 7 citim: și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile. Cum ajungem ca să ne facem părtași de mângâierile divine? Prin Scriptură. Dragii mei, nu există altă sursă. Oricât am fi de ocupați,
oricât am fi de tracasați, oricât ar fi de grea calea, este foarte important să ne luăm timp, să petrecem timp cu Dumnezeu. Când petrecem timp cu Biblia, petrecem timp cu Dumnezeu. Am citit că Dumnezeu s-a apropiat de Moise și a stat lângă el și a descris caracterul lui Dumnezeu. Când citim Biblia, când studiem Biblia, când medităm asupra ei, Dumnezeu se așează lângă noi și ne dă mânghierile divine care sunt în cuvântul Său. Am citit aici în 2 Corinteni că Dumnezeu îl mângâie pe Pavel, Dumnezeul este sursa tuturor mânghierilor și Pavel spune că Dumnezeul mânghierilor îl mângâie pe el și pe tovarășii lui de lucrare. Și la rândul lui, Pavel îi mângâie pe credincioși, dar Pavel nu se oprește acolo. Pavel le spune ca și credincioșii la rândul lor să se mângâie unul pe altul. Aș vrea să vă pun câteva întrebări. Ați mângâiat pe cineva astăzi? Ați mângâiat pe cineva săptămâna aceasta? Ați mângâiat pe cineva luna aceasta, anul acesta? Ați fost mângâiat de cineva? Ați simțit nevoia de mângâiere? Și dacă simțiți nevoia de mânghiere și nu primiți mânghierea aceasta de la mamă, de la tată, de la soț, de la soție, de la copil, mai există o sursă de mânghiere? Tatăl nostru ceresc este sursa tuturor mânghierilor. Aș vrea să veniți cu mine în 2 Corinteni, capitolul 2, și să citim câteva versete, începând cu versetul 5. 2 Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți. Cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa pe care i-a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Cum v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare să văd dacă sunteți ascultători în totul. În mijlocul dumneavoastră, în experiența dumneavoastră de biserică, aveți pe cineva care a greșit? Aveți pe cineva care are nevoie de mânghiere? Vedeți cum Pavel adresează lucrul acesta? Este omul acela greșit? A fost pedepsit? Dar pedeapsa își are rolul ei. Care este punctul final în tot ce facem noi unul cu altul, unii cu alții? Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Eu nu vă cunosc biserica și nu vă cunosc nevoile bisericii. Dar știu că toți aveți o nevoie de care sunt sigur.
O nevoie de care și eu sunt, pe care și eu am tot atât de mult. Nevoia mângâierii, întâi mângâierea lui Dumnezeu și după aceea mângâiere unuia altuia. Dragii mei, toți credincioșii sunt chemați să mângâie pe cei în necaz, să se mângâie unul pe altul în necaz. Sunteți gata ca să mângâiați pe cineva? Sunteți gata ca să primiți mângâierea cuiva? Sunteți gata să primiți mângâierea Tatălui nostru ceresc? Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe aceea care se află în vreun necaz. Este cineva în vreun necaz în mijlocul dumneavoastră? Sunt sigur că da. Și chiar dacă cineva ar putea să spună, viața mea este perfectă, n-am nicio nevoie. În toate circumstanțele vieții noastre, oricât de mult am crede că viața este perfectă, nu există viață perfectă fără Dumnezeu. Vă doresc să deveniți oameni ai mângâierii, să primiți mângâierea lui Dumnezeu și să mângâiați, să vă mângâiați unul pe altul. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, închidem serviciul divin din seara aceasta prin imnul 368, Simt un dor nespus. Thank you.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus venim înaintea Ta și îți mulțumim că ne-ai dat viață, ne-ai ținut până în clipa aceasta, ne-ai adus în casa Ta și ne-ai vorbit de ceea ce avem nevoie cel mai mult. Amin. Vă te rugăm ca să ne plecăm în adâncă smerenie înaintea Ta, să privim la viața Ta, la exemplul Tău minunat și să fim cuprinși de dorința de a ajuta pe cei din jurul nostru. Vă te rugăm ca să fim adevărați copii ai Tăi, să primim caracterul Tău minunat și în felul acesta Tu să faci lucrarea cu noi și prin noi cu cei din jurul nostru. Ajută-ne, te rugăm, în acest sabat să nu pierdem această minunată idee și să lucrăm cu toată puterea pentru slava numelui Tău. În mâinile Tale ne încredințăm și îți mulțumim, căci a Ta este împărăția, puterea și mărirea în veci de veci. Amin. Amin.